Galeria de artă a Muzeului Județean Argeș găzduiește o expoziție de pictură și fotografie realizată de Augustin Lucici Senior și Augustin Lucici Junior. La vernisaj au participat artiști plastici, prieteni și admiratori ai familiei Lucici. Evenimentul a fost creat de seniorul Lucici pentru a atrage atenția asupra talentului artistic al fiului său, tânărul Augustin Lucici. Vreau din capul locului să fac precizarea că vorbesc în calitate de iubitor de Lucici. Nu în calitate de artist plastic, de critic de artă, de iubitor de Lucici. În această seară avem de-a face cu Lucici la pătrat. Mai mult decât atât, este vorba despre Lucici Augustin la pătrat. Trecem, alunecăm ușor, virăm, dacă vreți, dinspre tată către fiu. Dacă tatăl este bine cunoscut și dacă tatăl îngăduită îmi fie metafora, este, a fost și va rămâne pasiunea tinereții multora dintre noi la nivel de vibrație artistică, Augustin cel Mic este revelația târzie, este revelația maturității multora dintre cei care sunt prezenți aici în sale. Vă spun sincer că astăzi, după ce i-am văzut fotografiile, discutam cu soțul meu acasă și vă mărturisesc acum că nu te super. Am spus, nu care cumva gândul cel înțelept, gândul artistului Augustin Senior a planat deasupra întregii expoziții? Pentru că expoziția asta, observați și dumneavoastră, este o expoziție unitară și cu un ton inconfundabil. Iar tonul acesta își are unicitatea lui. Doi artiști care vibrează la unison. Doi artiști care pare că nu s-au vorbit, cu siguranță că nu s-au vorbit, dar care iată că reușesc să transmită o emoție de aceeași intensitate. Ceea ce se vede și într-o sală și în cealaltă ține și de ficțiune și de realitate. Ține de o ficțiune vizuală cu o puternică încărcătură afectivă, cu o puternică încărcătură emoțională. Ține în aceeași măsură și de realitate, pentru că de la realitate se pleacă. Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Tendința și tentația ar fi să pornești dinspre realitate către ficțiune, adică dinspre Augustin cel Mic, cel cu fotografia, către Augustin Senior, cel care reușește să sublimeze și să transfigureze realitatea din fotografie. Să știți că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt amestecate și într-un mod straniu amestecate. Pentru că fotografia, la fel ca și desenul, sunt nu doar materie, sunt și spirit. Iar cine reușește să redea lucrare, cine reușește să aducă la suprafață spiritul a ceea ce are contur, a ceea ce are formă, este cu adevărat artist. Așa că puteți începe de oriunde doriți, puteți pleca de aici, de la ludicul, de la carnarul, de la senzualul, de la sclipitorul Augustin Senior, care este tot numai pasiune și patimă, și să ajungeți acolo unde este vorba de mult mai multă neliniște. Augustin cel Mic, mi se pare mie că este un ins metafizic, în sensul acestui timp, în spiritul acestui timp. Cred că pe undeva, eu știu, înțelege și trăiește, poate la nivel subconștient, dezolarea acestei lumi. Dezolarea faptului că nu știm încotro ne îndreptăm, că nu știm care este sensul vieții noastre. Dacă ar fi să dau un titlu acestei expoziții, nu știu dacă are normalitate, îmi cer scuze, eu i-aș spune disperarea de a trăi. Pentru că despre așa ceva este vorba. În această încăpere se mișcă, se plimbă de la un capăt la altul, invizibilă dorința, cu toții suntem mânați în viață de dorință, pentru că în încăperea cealaltă să asistăm, eu știu, la epuizarea substanței din care este confecționată dorința. Aici este începutul, acolo este cumva însingurarea aceea, singurătatea, să-i spunem pe nume, care ține de condiția umană. Aici este iubirea, ține de divin, dincolo este singurătatea care ține de noi înșine. Dar depinde dacă știm să pendulăm și dacă știm să alegem. Trecutul, viitorul, eu optez pentru prezent, pentru clipa prezentă. Să știți însă că este foarte greu. Așa că aveți de ales. Această expoziție poate fi, dincolo de faptul că este o provocare artistică, o provocare vizuală, poate fi și o provocare de o altă factură, de o factură care ține de existențial, de ontologic, de ceea ce vibrează în noi. Felicitări și unea și celălalt. Am împreună cu colega mea legătura dintre cele două secțiuni și interesul deosebit pe care îl are și Augustinel, că noi totuși facem diminutiv, deosebit de Augustinus cel bătrân. Și
sunt convins că nimic nu e întâmplător, am avea cu oarecare strângere de inimă. Adică, dom'le, ce fotografie o să facă ăla mic? Și iată că m-a lămurit că a crescut deocamdată la 4 familia Lucici, că și cele două doamne sunt artiste. Și așteptăm și pe al cincelea. Această expoziție este datorată faptului că am dorit foarte mult ca fiul meu să intre pe acest făgaș al artei fotografice. A reușit mai de mult. Doresc ca pe viitor să se împuneze și mai mult și să aibă această posibilitate de a-și face un site propriu al lui pentru arta fotografică și vă mulțumesc foarte mult că ați venit.